Fiți bineveniți în locașul acesta de închinare și Dumnezeu să umple inimile voastre de binecuvântare și de împlinire sufletească. Amin. Amin. Iată-ne la a doua slujbă cu subgenericul Sfânta Biserică și Sfârșitul Lumii. Un ciclu în care am încercat mai întâi în sufletul meu, apoi pe hârtie, apoi în meditațiile mele și nu în ultimul rând aici, un ciclu de slujbe în care încerc să mă responsabilizez pe mine și prin mine pe voi cu privire la ce presupune în mod real sfârșitul lumii. Cum aminteam aseară puțin, sfârșitul lumii sau lumea nu sunt copacii, nici dealurile, nici pământul, ci lumea sunt oamenii și sfârșitul lumii nu este în relație cu ceea ce credem noi, ci sfârșitul lumii este numai în relație cu biserica, singura care va fi luată dintre oamenii care într-o zi din istoria aceasta vor pieri. Și în seara aceasta vom asculta muzică, vom avea unul din sfaturile pentru viață, vom asculta din nou muzică și apoi vom deschide cuvântul Scripturii. În seara aceasta cântă pentru Domnul și pentru noi familia maestrului Pavel. Suntem curioși și nerăbdători să vedem ce ne-au pregătit. Dânsul este cornist la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș. Soția dânsului este profesoară de canto la Liceul de Arte din Târgu Mureș, iar copiii sunt viitori genii în diferite domenii ale muzicii. Le mulțumim cu drag că au venit să slujească pe Domnul prin cântare. Înainte de a purcede la cele pe care le-am amintit, aș dori să marcăm începutul acestei seri cu o rugăciune și în seara aceasta nu-l mai confund, fratele păstor este cu noi și o să-l rog să vină aici să ne conducă într-o rugăciune de început a acestei slujbe. Aș dori să ne ridicăm cu toții în picioare. Venim plini de recunoștință și în seara aceasta, înaintea ta, venim în casa ta, în locul unde sufletele noastre se simt atât de bine. Venim să-ți mulțumim pentru că ai creat tot ce văd ochii noștri, ceea ce nu vedem, ai creat ființele noastre, dar vrem să-ți mulțumim în mod deosebit că prin Iisus Hristos ne-ai dat o mântuire așa de mare. Amin. Și în seara aceasta, dacă n-ai fi Tu și Evanghelia Ta și Cuvântul și adevărul Tău, sufletele noastre rămâne nezidite. De aceea te rugăm, zidește noi înțelegere prin Duhul Sfânt nouă, o apropiere mai vie, mai adâncă în inimile noastre. Binecuvintează pe fratele care va sluji, pe ceilalți care vor sluji în seara aceasta și lasă ca părtășia noastră în această seară să fie în primul rând cu Tine și apoi unii cu alții. Și în felul acesta, inimile noastre se apropie mai mult de Tine și unii de alții. Amin. Amin.
Să fii, Iisuse, cale Maus, iarăși te așteptăm. Să vii la noi cu a ta iubire, veșnic să cinăm. Un rug aprins mi-e inima de lacrimă și dor. De-a te simți aproape iar, o scump mântuitor. Suntem străini pe acest pământ și noaptea s-a lăsat, dar dinspre stele glasul tău ți-aude neîncetat. Un rug aprins mi-e inima de lacrimă și dor. De-a te simți aproape iar, o scump mântuitor. Din nou te așteptăm să vii și inimim să rămâi. La masa ta să ne privești și-n veci să ne mângâi. Un rug aprins mi-e inima de lacrimă și dor. De-a te simți aproape iar, o scump frumos în
Așa cum spuneam aseară, voi încerca înainte de fiecare predică să vorbesc puțin despre viață, cu titlul Viața în câteva sfaturi. Aseară a fost Mâncați potrivit. Își mai aduce aminte cineva? Potrivit cu ce? Cum? Potrivit cu cât ai, așa, doi, cu cât ești, așa, și trei, cu cât trebuie, da. E, uite că de acum se potrivește zicala aceea care zice cam în felul următor, că știi, dacă ai și face, ar fi chiar bine. Da. Da. Viața în câteva sfaturi. Sfatul din seara aceasta este un pic mai ciudat, sunt curios cum o să reacționați la chestia asta. Sunt locuri, poftiți, sunt aici locuri, haideți înăuntru. Îndrăzneală. Pentru seara aceasta avem un sfat despre viață, poate mai ciudat, mai ales cei care ne gândim că suntem creștini mai practicanți, ne gândim că ar trebui să lipsească cu desăvârșire din viața noastră ceea ce urmează să zic. Dar să vedem ce iese. Sfatul pentru viață din seara aceasta sună cam așa: mâniați-vă potrivit. Mâniați-vă potrivit. Sigur că dacă stăm strâm și judecăm drept, am fi cumva justificat să zicem că n-ar trebui să ne mâniem niciodată. La un moment dat, Sfânta Scriptură spune că mai bine să te întâlnești cu o ursoaică la care i s-au furat puii, decât să te întâlnești cu un nebun în timpul nebuniei lui. Pentru că ursoaica s-ar putea să-i fie milă de tine, dar la nebun nu. Da, probabil că e o anumită analogie cu manifestarea de nervi sau de mânie. Însă în seara aceasta vreau să evidențiez câteva lucruri importante despre viață sub această poruncă sau sub acest imperativ. Mâniați-vă potrivit. Adică nici mult, nici puțin, nu asta este ideea. Ideea este potrivit cu ceva. În primul rând, dacă vrei să ai o viață frumoasă și corectă, trebuie să te mânii potrivit cu locul. Adică contează foarte mult locul unde te afli și contează foarte mult dacă te mânii în locul potrivit. Dacă te mânii într-un loc nepotrivit, lucrurile pot să degenereze și să iasă foarte, foarte nepotrivite. O să mă întrebați, dar există loc potrivit unde să te mânii? Da, există loc potrivit unde să te mânii. Am să vă dau câteva locuri, câteva situații potrivite unde ar trebui să te mânii. Cum? Acasă în grădină. Da, depinde, depinde. De exemplu, ești la serviciu, da? Și n-ai niciun chef să muncești și tragi de timp. Și trăgând de timp, nici nu-ți faci norma și îl furi pe stăpânul tău pe care te plătește. Ei, mânie-te acolo cum de-a putut să dea o asemenea lene în tine. Este un loc potrivit unde ar trebui să te mânii. Adică să te enervezi pe tine, cum de poți să fii așa de leneș. Când eram acasă la mama mea, la un moment dat, mama îmi spune următoarele cuvinte. Zice, măi copile, dragul mami, zice, dacă lenea ar durea, zice, tu toată ziua ai umbla văietându-te pe drum. Adică mama aprecia că eu sunt leneș tot timpul, da. Deci a te mânia nu este o greșeală,
dacă te mâni la locul potrivit. Însă cei mai mulți dintre noi, când se mânie sau când se enervează, se enervează la un loc nepotrivit. Există câte un bărbat care se enervează la masă. Și când se enervează, nu mai pot mânca nici copiii, nevasta începe să se simtă foarte neconfortabil după ce a muncit, atâta să facă mâncarea și se transformă ceasul acela de părtășie divină într-un iad. Pentru că el s-a enervat sau s-a mâniat la un loc nepotrivit. Dacă vrei să ai o viață frumoasă și să nu-ți pară rău că ai îmbătrânit, atunci să faci bine, dragul meu, întotdeauna să te mâni potrivit cu locul în care ești sau la locul potrivit. Însă lucrurile nu rămân așa. Aș vrea să facem un pas mai departe care rezolvă parțiala dilema ce rămâne. Mânie-te potrivit cu scopul. Mânie-te potrivit cu scopul. Dacă te duci în pădure și îți iese un lup în față sau un urs și ai în mână o secure sau o bâtă, scopul tău este să te aperi și îți prinde bine un surplus sau o doză de mânie serioasă. Că dacă nu, lupul îți face felul, cum se zice la noi. Dar când intri în casă și vrei să spui ceva copilului tău sau soției tale, atunci nu este potrivit ca să te mâni. Dacă te aperi de un urs, mânie-te potrivit cu scopul de a te apăra de el. Dar nevastă ta nu-i un urs. Și atunci, dacă nu-i, da, și atunci mânie-te potrivit cu scopul de a te înțelege bine cu nevastă ta și cu copiii și cu cei din casă. Foarte mulți dintre noi inversează lucrurile acestea și se mânie în relație cu nevastă sa ca și cum s-ar mânia în relație cu o haită de lupi. Și apoi stau calmi în situații nepotrivite unde ar trebui să se mânie. Nu! Viața noastră a fost construită prin creație ca să reacționăm într-un mod nervos, într-un mod mânios. Însă, dacă te mânii potrivit cu locul și dacă te mânii potrivit cu scopul, atunci lucrurile rămân în albia lor și Dumnezeu binecuvintează pe omul acela și casa aceea. Dar mai urmează un lucru care le rezolvă pe primele două. Mânie-te potrivit cu puterea. Deci mânie-te potrivit cu puterea pe care o ai. M-am uitat odată la bărbați care jucau Skanderberg. Și acolo fiecare când joacă, transpiră și îl vezi pe fața lui că se mânie de n-ai putut să vezi. Și unii se mânie așa de tare încât forța de împingere a mâinii devine mai puternică decât rezistența osului și a tendoanelor. Și atunci se întâmplă un lucru. I se rupe mâna pe loc. I se întoarce pe spate. Pentru că el nu se mânie cu câtă putere are, ci mai multă. E, lucrul acesta se întâmplă de foarte multe ori în viața noastră. Noi neglijăm puterea noastră și ne mâniem mai mult decât putere avem. Și atunci se întâmplă niște lucruri foarte ciudate. Era o familie, nu pot să dau foarte multe detalii, unde nevasta s-a mâniat foarte tare. Și așa de tare s-a mâniat că i-a cârpit o palmă la bărbat să o desta înlemnit. Și ăsta era un bărbat mai înalt ca mine, cu aproape o palmă, și ea mai mică ca mine până aici. Și după ce i-a dat palma, a înlemnit ea. Și acum s-a gândit, dacă ăsta mi-o dă înapoi, slușameni. Adică s-a încheiat povestea dintre noi.
ca binecuvântare că bărbatul a avut mai multă minte ca ea. S-a făcut că plouă și și-a văzut de treabă. Adică poți să te mâni, pentru că reacția aceasta poate să fie corectă, dar mânie-te potrivit cu puterea. Da? Se întâmplă câteodată că trebuie să ridici ceva. Ai nevoie de niște nervi, nu numai de mușchi. Ei, acolo este un loc potrivit, un scop potrivit și dacă e și potrivit cu puterea ta, e numai corect să fii mânios. Sau se întâmplă câteodată că cobor din mașină, vin de la părinții pe care mi-a dăruit soția mea și acolo când plecăm, împreună cu opul, punem un sac mare de cartofi în portbagaj, împreună cu el. Când ajung acasă, tatăl meu nu vine cu mine. Ajung singur acasă. Și când cobor din mașină, aud o poruncă. Să iei sacul de cartofi din portbagaj și să-l duci în beci. Dar în portbagaj l-am pus doi. Și acum trebuie să-l iau singur. Și acum eu pot să mă mâni și să zic, mai tacă-ți gura tu că m-am săturat de melița ta de atâția ani, nu? Dar asta înseamnă să mă mâni aiurea, adică nu-i nici locul de a fi mânia, nici scopul și nici puterea. Și atunci eu mă mâni altfel. Iar trebuie să iau eu sacul. Și mă mâni potrivit cu locul, cu scopul și cu puterea. Și iau sacul, mai legănându-mă, și mă opresc cu el în beci. Și după ce la jos îmi coboară sângele din cap, nervii se duc, totul este în regulă, soția îmi face cartofi năbușiți și cu castraveți murați sunt foarte buni. Da. Deci, dragii mei oameni, mânia nu este așa de periculoasă cum se vede. Dacă este potrivită cu locul, dacă este potrivită cu scopul și dacă este potrivită cu puterea. Dacă regulile acestea le încalci, atunci mânia poate să aducă mare rău în viața unui om. Și dacă vrei să nu-ți pară rău că îmbătrânești, întotdeauna în viață, mânie-te potrivit. În versiunea Scripturii spune așa, mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci Dumnezeu să vă ajute să vă mâniați într-un mod neprihănit. Amin. Amin. Ascultăm din nou un moment muzical și apoi vom deschide Scriptura pentru seara aceasta.
Mulțumim frumos pentru aceste două popase muzicale, popasuri muzicale, cam scurte, ce-i drept. Da. Are un anumit farmec sunetul cornului, un farmec pe care nu știu dacă mai este vreun instrument de alamă care să aibă farmecul acesta. Mi-aduc aminte când cântam și eu printre cei care știu să cânte. La un moment dat au fost adunați toți cornii din cadrul armatei din țară, la București, pentru un anumit spectacol și era, nu știu cum se numesc, dar nu pot să-i zic orchestră, numai corni, peste 200 de instrumentiști. Și făceau repetiție pe platou la noi și când auzeai 200 de corni cântând, aveai senzația că se pleacă de pe pământ, așa sunet de rafinament are instrumentul acesta. Domnișoara, succese mai departe, aștept să te mai aud cântând și cu tupeu. Mai mult decât să dai un kix, n-are ce să se întâmple. Da. Dragii mei, în seara aceasta facem un pas mai departe în această întâmplătoare preocupare despre Sfânta Biserică și Sfârșitul Lumii. Sigur că Sfârșitul Lumii nu are de-a face cu vârsta. Puneam niște întrebări zilele trecute și ieri, nu? Când a venit tsunami acela mare și în câteva ore au dispărut câteva sute de mii de oameni. N-au dispărut oamenii de la 90 de ani în sus, ci au dispărut prunci, tineri, bătrâni, bărbați, femei, adică noi obișnuindu-ne cu acest ciclu de naștere și îmbătrânire, asociem întotdeauna ideea de sfârșit cu ideea de a îmbătrâni, motiv pentru care mulți dintre tineri sau generațiile care se ridică de oameni maturi nu mai pot în mintea lor să gestioneze corect ideea de sfârșit. Iar dacă o zice cineva, se uită ce vârstă are. Și cum în general despre sfârșit din perspectivă biblică vorbesc bătrânii, cei mai tineri zic, păi normal că el vorbește despre asta că mai are un pic și moare. Dar eu mai am de trăit. Nu, sfârșitul nu are în vedere vârsta cuiva, ci sfârșitul are în vedere evenimentul. Eveniment care ne surprinde pe fiecare exact la ceasul pe care l-a stabilit Dumnezeu, indiferent că avem 3 ani sau 30 sau 90. Ei, această idee de sfârșit se separă ușor de Sfânta Biserică. De ce? Pentru că viața din Sfânta Biserică, dacă este corectă, nu va fi surprinsă nici pe vârste și nici pe bătrâni, în mod special cu un sfârșit, deoarece Sfânta Biserică are făgăduința în Hristos că va depăși ideea de moarte și de sfârșit în felul în care noi îl știm. Seriile acestea au în vedere nu ca să stabilim o zi când se termină lumea, au stabilit deja destui. Seriile acestea au în vedere ca eu și cu voi
să putem găsi în interioritatea noastră o perspectivă corectă despre viața noastră în raport cu realitățile care se termină. Aș dori în seara aceasta să citesc două pasaje din Biblie și apoi să discutăm despre un lucru foarte controversat, nedorit chiar de cei mai mulți dintre oameni și nedorit chiar de oamenii care umblă la biserică. Deschid Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 4 și citesc versetul 12. Scriptura spune așa, deci Faptele Apostolilor 4 cu versetul 12. Scriptura spune în felul următor, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pasajul acesta poate să fie socotit chiar scandalizant. Adică așa de mult singularizează sau reduce posibilitățile oamenilor încât franc ar suna, domnule, ori îl cauți pe Iisus cine o fi el, ori ești un om terminat. Ori noi oamenii care suntem obișnuiți cu așa de multe variante, cu așa de multe posibilități, nu reacționăm întotdeauna la această declarație foarte încântați, ceea ce este firesc. Cum adică mă închizi tu unde vrei? Mă pui tu pe drumurile pe care vrei tu? Scutește-mă de chestia asta. Chiar sunt om, am inteligență, pot să decid, am o groază de variante. Nu-mi reduci tu toate posibilitățile la una. Însă când stăm să ne gândim mai atent, lucrurile s-ar putea să schimbe. O să constatăm că varietatea noastră de posibilități este una iluzorie. Dacă stai să te gândești, de când te naști și până mori, ai, de fapt, o singură posibilitate. Niciodată n-ai două. Luăm un exemplu. Ai terminat clasa 8-a și ai posibilitatea să te duci la câte licee? La toate. Sau la 5, sau la 7. Așa e declarația, dar tu la câte ai posibilitatea să mergi? La 1. Ești băiat la 22 de ani și vrei să te însori. Și ai posibilitatea să-ți alegi câte fete? Câte vrei. Așa e declarația, dar în realitate câte alegi? Una. Sigur, pare absurd, dar nu e absurd, ci este chiar normal. Pornești în viață și ai posibilitatea să știi, ce știu, 30 de meserii. Sau să lucrezi 30 de meserii. În realitate, câte meserii lucrezi? Una. Poate mai faci ceva în timpul liber, dar... Deci dacă ești corect cu tine, nu sunt mai multe posibilități, ci întotdeauna este doar una. Ceea ce ne face diferiți este alegerea, adică pe care posibilitate, care este una, o aleg. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, sau prelegerea, sau slujba, sau conferința, cum vreți să o numiți, are ca titlu următoarea sintagmă. Iisus Hristos, sfințirea ta. Iisus Hristos, sfințirea ta. Introductiv vreau să vă spun ceva. Noi ne-am obișnuit ca să percepem ideea de sfânt ca pe o realitate care este vrăjmașă vieții noastre.
Ce ai, bă? Ai ajuns tu sfânt? Dacă ți atrage cineva atenția, vorbește, mă, și tu mai politicos. Ce, bă, te-ai găsit și tu sfânt? Adică, noi oamenii, măcar că suntem creștini, în general, când auzim de ideea de sfânt sau de sfințire, avem senzația că ea este împotriva fericirii noastre pământești. Vedem sfințenia ca fiind un vrășmaș al vieții noastre de zi cu zi. Uneori vedem sfințirea ca fiind un dușman al bucuriilor pe care ar trebui să le avem în fiecare zi. Și datorită acestei realități ne vedem câteodată pur și simplu acriți de ideea aceasta și o luăm în stânga sau în dreapta pentru ca să ne trăim viața, să fim fericiți, să fim bucuroși, să fim oameni de gașcă și să scăpăm de vrăjmașul acesta, sfințirea. Aș vrea să vă spun ceva în seara aceasta. Este foarte greșit acest sistem de gândire. Nu este adevărat. Sfințirea nu este vrăjmașul fericirii, ci dimpotrivă tovarășul fericirii, sau dacă vreți, este sursa care creează fericire. Sfințirea nu este dușmanul bucuriei din casă sau din viața ta, ci dimpotrivă este realitatea care generează bucurie în casa ta și în viața ta. Dacă stai să gândești, dacă refuzi să gândești, atunci lucrurile comportă o altfel de discuție. Și aici spune textul cam în felul acesta. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Declarația aceasta atât de radicală, atât de sever unică, întoarce mintea mea și poate că întoarce și mintea ta spre o zonă care este neglijată de mulți oameni, și anume zona sfințirii. Aș vrea să vă mai citesc tot introductiv un verset din Epistola lui Pavel către evrei, unde Dumnezeu a poruncit să fie notate câteva gânduri destul de provocatoare. Evrei 12, și citesc de aici versetul 14. Zice așa, dragi oameni din Herghelia, de pe pământ, sau, mă rog, de unde-ți fi? Zice așa, urmăriți pacea cu toții și împreună cu pacea urmăriți sfințirea. Un lucru foarte interesant. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea. Și apoi face o precizare finală. Fără de care nimeni dintre oameni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Deci, deja această declarație pune un zid între mine și aspirațiile mele. Fiecare dintre noi, când ne moare cineva drag, ne place să gândim pozitiv. Ne place să plângem de durere și în același timp în plânsul nostru se aude o declarație. Și totuși a fost credincios și merge la Domnul acasă. Dacă a fost sfânt, da. Dacă n-a fost sfânt, nu. Indiferent de ce spun eu când țin slujba de înmormântare, și indiferent de ce ți aduci tu aminte, cel care ești legat de cel din sicriu, Dumnezeu este foarte radical aici și spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Sfințire fără de care niciun om nu-L va vedea pe Dumnezeu. Sau cel puțin nu-L va vedea ca mântuitor. Iubiții mei oameni, v-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Ați avut preocupări de felul acesta?
V-ați gândit cine vă poate oferi și cum acest statut? V-ați gândit vreodată dacă v-ar avantaja sau v-ar dezavantaja? Adică eu sunt de acord că trebuie să stăm să ne gândim oare ce face Simona Halep, se califică în optim sau nu. Eu sunt de acord că trebuie să ne mai gândim și la asta, nu? Sau alții sunt de acord că trebuie să ne mai gândim oare campionatul anul ăsta le-a Steaua sau nu le-a, că un pic a început să bujbuie, nu? Și la asta trebuie să ne gândim, nu? Sunt de acord că trebuie să ne gândim oare dacă merge bine anul ăsta, am schimbat mașina, nu? Trebuie să ne gândim și la asta, că se uzează, se... Dar gândurile acestea mă absolvă de a mă mai gândi și la altele. Vreau să vă spun ceva cât se poate de dur. În nimeni altul nu este sfințire decât în Iisus Hristos. Dacă vreunul dintre voi crede că își găsește sfințirea la mine, să înșală, să mă ocolească pentru asta. Dacă vreunul din voi să cotește că își găsește sfințirea nu știu la cine sau nu știu la ce sau nu știu ce făcând, se înșală. În nimeni altul salvarea sau eliberarea sau mutarea din zona lumească în zona dumnezeiască nu poate fi făcută decât în Iisus Hristos. Și mutarea aceasta nu este vrăjmașul fericirii tale, ci este generatorul fericirii tale. Mișcarea aceasta nu este dușmanul bucuriilor tale, ci este cel care naște bucuriile tale. Și mișcarea aceasta nu este cea care îți pune piedici progresului tău, ci mișcarea aceasta este cea care dă aripi progresului tău. Îmi place, nu știu dacă îmi place, dar mă rog, evoc câteodată viața mea. Pentru că dacă evoc viața mea, nu greșesc în ceea ce spun, că e exact așa cum spun. Dacă evoc viața altora, informațiile pot să fie trunchiate. Nu? A fost o zi în viața mea în care am hotărât să renunț la cariera militară și am pus frână și am aruncat peste gard toți anii de școală militară, tot viitorul meu și am ajuns un pocăit prost. Așa mi-au spus oamenii, cred că așa am spus și astăzi, pocăit prost. Dacă n-aș fi ales să renunț la cariera militară, probabil că eram astăzi, ce știu, colonel sau general de o stea sau de două stele, habar n-am. Și acum se pune întrebarea, omul ăsta între ce a ales? Și-a ales bine sau rău? Scumpii mei, singura realitate care vine în sprijinul vieții voastre este sfințirea. Dă-ți seama, dacă tu ai fi un bărbat sfânt, de câte ori ar reuși să te enerveze soția ta? De câte ori? V-ar conveni? Da, hai să vă pun o altă întrebare, doamnelor. Dacă voi ați fi niște femei sfinte, de câte ori v-ați supăra că bărbații zbiară la voi? Cum? Niciodată. Dar de ce vă enervați și îl faceți în toată forma când strigă la voi? Că sunteți niște
păcătoase. Așa este, așa este. Adică în nimeni altul nu este sfințire și mântuire decât în Hristos. Pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim eliberați de situația aceasta în care am ajuns. Și această eliberare nu este în defavoarea noastră. Adică a ne sfinți nu înseamnă să ajungem oamenii îngroziți de durere, de plâns, de neajunsuri. Nu. A te sfinți în Hristos înseamnă să aduci resurse reale în a fi fericit. Dacă ai fi un tată sfânt și copiii tăi să urcă în cap să se joace cu tine, de câte ori ai striga, cărați-mă de aici și lăsați-mă în pace, că îți obosi ca mine de la lucru. De câte ori ai striga așa? De câte ori? Niciodată. Și atunci când ai fi așa de 83 de ani, de nu mai poți merge, câți dintre copiii tăi te-ar duce la azil? Niciunul. Da, așa, de ce te duce la azil? Ca să decontezi și tu ce ai făcut când erau copiii mici. Ai văzut? Ai văzut? Aș vrea în seara aceasta să vă spun câteva lucruri fundamentale sau câteva schimbări fundamentale pe care le face această idee de sfințire. Da? Iisus Hristos este sfințirea ta, nu alte realități. Și oricât ai încercat să o rezolvi pe altă parte, nu se poate. Scriptura spune, în nimeni altul nu există mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și acesta este Hristos. Iar în Evrei, ce frumos spune acolo, nu? Căutați pacea și sfințirea, fără de care nici unul dintre voi nu-L va vedea pe Dumnezeu. Hai să vă spun câteva lucruri. Unu sau A. Sfințirea, dragii mei, modifică ideea de crez. Îți modifică credința. Nici nu poți să-ți dai seama. De obicei, când ești tânăr, visezi dacă ești băiat să te însoși, dacă ești fată să te măriți. Când faci curte fetei, ești foarte fantosit, te îngrijești la vorbă, te îngrijești la comportament, te îngrijești la repezială, la toate, ești foarte calculat ca nu cumva să vadă că ai ceva și după să zic, auzi mă, fă pași. Așa gândește și fata. Când este curtată, e foarte atentă, hainele sunt foarte călcate și aranjate pe ea, vorbește așa ușor mieunat, încât să înțelegi că asta n-ar putea niciodată să strige. Și băiatul cum e fraier chiar crede chestia asta, mă rog, și trece o lună, trece un an sau cât trece, până când se trezesc amândoi la starea civilă. Semnează, pe urmă îți duci la biserică și apoi, Doamne, să vezi cum vorbește el și cum vorbește ea. Și ce are el în cap? Zice, cum nu mai pot să facă nimica, că e nevastă mea. Și ce are ea în cap? Acum nu mai pot să facă nici el nimic, pentru că e bărbatul meu. Ăsta e crezul nostru. Lasă-mi dure dacă s-o măritat cu mine. Și ia de partea cealaltă. Lasă-i mănânc creierul dacă o vrut să mă iei de nevastă. Și toacă-l, băiete, de dimineața până seara. Toacă-l, toacă-l. Nu? Ăsta e crezul nostru. Sfințirea îți schimbă crezul. Și anume, crezi că ea s-a măritat cu tine, nu ca să te suporte, ci ca să o fericești.
Sfințirea îți schimbă crezul. Crezi că El s-a însurat cu tine nu ca să te suporte o viață întreagă, să-L tocești cu gura aia ta fără margini, deci săracul nu mai știe cum să scape din casa aia. Nu! Și sfințirea schimbă crezul. O să crezi că El s-a însurat cu tine pentru ca tu să-L slujești. Nici nu vă dați seama, dragii mei, cât de fundamental îți schimbă sfințirea crezul. Te duci pe drum și se face verde la trecutul de la mașină, pentru mașini, și bagi piciorul în accelerație și mergi. Și exact când ai ajuns chiar pe trecerea de pieton, unul zdruf prin să sară, să treacă. Și bagi un pumn în claxon, te apuci în jur, te zici că se crapă parbrizul. Și, pentru că așa crezi că trebuie să faci, că l-au trecut pe roșu. Sfințirea schimbă crezul. Când ți s-a făcut verde semaforul și ăla trece pe roșu la el, pui frână, zâmbești. Vă rog frumos, se gândește și omul la undeva și n-a văzut culoarea. Îți schimbă crezul. Ești altcineva. Sfințirea nu este vrăjmașul vieții tale, ci este sprijinul vieții tale. Sfințirea nu este dușmanul situațiilor tale de bine și de bucurie și de fericire, ci este cel care le susține. Din cauza aceasta, la un moment dat, Dumnezeu poruncește și zice: fiți sfinți, pentru că Eu sunt sfânt. Aceasta este bucuria existenței ființei umane. Și lucrul acesta în nimeni altul nu e decât în Iisus Hristos. Iisus Hristos este sfințirea ta. Și dacă accepți această sfințire, în primul rând ți se schimbă crezul. Vă dau un exemplu din Biblie. Era un om pe nume Avraam și avea și el crezul ca noi. Aia trebuie făcut așa, aia trebuie făcut așa, aia trebuie făcut așa, mă rog. Și la un moment dat Dumnezeu îl cheamă și îi cere să-și părăsească țara și locul, să se ducă într-o altă parte. Și el ascultă, spune Sfânta Scriptură că ascultarea aceasta l-a sfințit, l-a neprihănit. Și neprihănirea aceasta i-a schimbat crezul. Era unul dintre cei mai bogați oameni din vremea lui. Și să vă zic ceva, țineți-vă tare. Locuia în cort. Pentru că el credea că va fi o zi când va locui în cetatea a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Sfințirea i-a schimbat fundamental crezul despre viață, despre comportament. Iubiții mei oameni, nu fugiți de sfințire ca de o ciuhă, ci expuneți-vă la ea. Și o să vedeți ce interesant se va petrece în mintea și în inima voastră schimbarea de crez. Tu crezi că așa e normal? Taci, bă, copile, din gură! Dă-te de aici, că să-ți dau două de alea, n-ai văzut! Că așa e normal, că așa au făcut tata, așa au făcut și bunică, așa au făcut și străbunică, așa au făcut toți. Dacă ești sfânt, ți se schimbă crezul. O să vezi că zici: vină încoace, copile, îl iei în brațe, îl iei pe umeri, e trup din trupul tău, oase din oasele tale. Ești tu continuat în istorie din dragostea lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu se poate face în nimeni decât în Iisus Hristos. Iisus Hristos este sfințirea ta. Hai să facem un pas mai departe. 2.
Sfințirea modifică vina. Sfințirea modifică vina. Avem în popor noi un proverb, nu știu dacă vă aduceți aminte, zice, capul plecat, sabia nu-l taie. Și mi-aduc aminte când eram copil și la școală și făceam ceva rău, primul lucru pe care îl făceam, lăsam capul în pământ și ziceam, tovarășa, profesoară, vă rog frumos, iertați-mă. Nu cred că eram curat la inimă. Așa eram atunci. Dar atitudinea aceasta, o înduioșa pe învățătoare sau pe profesor, cea bine mă, nenorocitule, treci la loc. Se puna. Și dintr-o dată, vina mea, prin acest act de sfințire, era schimbată într-o apreciere. Dacă e să discutăm viața noastră de zi cu zi în raport cu Dumnezeu, prin sfințire, vina noastră se schimbă în aprecieri pe care le face Dumnezeu cu privire la noi. Spune El, bine rob bun și credincios, vino. Spune El, veniți să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre roșii cum este purpura sau roșii cum este cârmâzul, se vor face albe precum este zăpada sau se vor face albe precum este lâna. Adică sfințirea schimbă vina ta în aprecieri dumnezeiești. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei oameni, orice apreciere omenească veștejește și se duce. Dar aprecierile lui Dumnezeu rămân. A venit în 89 Revoluția, sau ce a fost aia, nu mai contează. Și eu nu sunt de acord cu anumite lucruri, dar opinia mea nu contează. E și normal să nu conteze. Erau pline orașele de statui. Și mi-aduc aminte că în fața, la Casa Scânteii, era o statuie imensă, din bronz, al înaintașului comuniștilor, Vladimir Ilici Lenin. Duceți-vă acum în fața la Casa Scânteii. Îl mai vedeți acolo? Nu. Pentru că aprecierile omenești țin cât țin oamenii. Pe când aprecierile dumnezeiești țin cât ține Dumnezeu. Sfințirea schimbă vina ta în aprecieri dumnezeiești. Și acestea nu vor trece niciodată. Și spune aici Scriptura, este foarte interesant cum introduce acest verb, violent chiar. Zice, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuit. Adică este un act de stringență, este un act limită, este o situație disperabilă pentru mine și pentru voi. Iisus Hristos, sfințirea ta. Iisus Hristos, sfințirea mea. Sfințire care schimbă în mod fundamental crezul meu. Sfințire care schimbă în mod fundamental vina mea. Dintr-un vinovat ajung un om apreciat de Dumnezeu. V-aș pune o întrebare. Oare de ce vom refuza încă o dată această chemare cerească?
Oare de ce? Și zice cuvântul Domnului în evrei, căutați pacea toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Trei. Nu să vă vină să credeți. Sfințirea schimbă certificatul de naștere. Șocant! Șocant! Am niște prieteni dragi care prin niște împrejurări au înfiat fetița unei familii a cărei mama murise, tatăl avea mari probleme și copila era pe punctul de a rămâne a nimănui. Și copila avea aproape 2 ani, un an și ceva când au înfiat-o. Când au luat-o acasă. Și apoi a început demersurile. Și au mai durat demersurile, nu mai știu, 2 ani sau 3 ani. Oricum a durat mult. Și într-o zi vine bărbatul acesta care mi-e prieten, vine la mine, așa cu o aură de fericire pe fața lui. Și avea în mână avea o hârtie, o hârtie puțin mai mare, pe care mi-o dă și mi-o arată. Și când mă uit în ea, scria certificat de naștere. Scria numele lui, numele soției lui și scria numele copilului pe care ei l-au înfiat, dar numele lor și dat de ei. Și dintr-o dată copila aceasta, din orfană, din fără niciun fel de viitor, devenea copila unei familii de oameni intelectuali, cu posibilități, morali oameni, oameni de bine, i s-a schimbat nașterea copilei. Scumpii mei oameni, sfințirea ne schimbă certificatul de naștere. Din cauza aceasta, noaptea aceea, pentru cei care obișnuiți să citesc Scriptura, a fost o seară, de fapt, spre noapte, când un om foarte învățat din Iudeea, pe nume Nicodim, s-a gândit să-i facă pe întuneric o vizită la Iisus Hristos, să nu-L vadă lumea. Și a ajuns la Iisus Hristos. Și a început să vorbească cu El și cum suntem noi oamenii preocupați de fel și fel de discuții, ce învățătorule știe, noi deducem și eu știu că nu ești un învățător normal cum sunt ceilalți, pentru că nu poate cineva care e normal ca ceilalți să facă semne și minuni pe care le faci tu, înseamnă sau rezultă cu necesitate că ești cineva venit de la Dumnezeu. Și a început el un discurs din ăsta așa puternic și Iisus Hristos îl oprește și oprește-te, Nicodime, să spun eu ceva. Ce, Doamne, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Și buimăcit intelectualul acesta, păi stai un pic, bătrân, poate un om bătrân se întoarcă în pântecele Maicii lui să se nască din nou? Și Iisus îl oprește și zice, oprește-te, omule! Adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, dacă cineva nu încheie un legământ prin botez cu Tatăl meu, nu poate vedea împărăția cerurilor. Iubiții mei oameni, sfințirea vă schimbă certificatul de naștere. Aveți posibilitatea să veniți în apa botezului și să vă nașteți alți oameni.
Este un lucru pe care nimeni nu-l poate oferi pe pământul acesta. Este un lucru pe care niciun fel de putere omenească nu-l poate reitera și restabili. Iisus Hristos este sfințirea ta. Iar această sfințire schimbă la modul fundamental felul cum crezi. E numai normal dacă cineva ți-a mușcat o palmă să-i dai doi pumni să nu mai respire. Dar dacă ești sfânt, întorci și obrazul celălalt. Crezi fundamental altfel. E numai normal dacă statul te obligă să plătești 100 de lei impozit, să-i dai 100 de lei și să-l înjuri, să-l lasă-mă în pace să trăiesc. Dar dacă ești sfânt, îi dai 200 de lei. Crezi altfel. Nu mai potrivește nimic cu cele care trec, ci toate potrivesc cu cele care rămân. Sfințirea ta este în Hristos, care schimbă fundamental vina. Vă dau un exemplu. Închipuiți-vă o grupă de grădiniță normală în care copiii sunt atenți la educatoare. Și este unul care tot timpul e neatent, fluieră, își face chestii din aia așa, din hârtie, nu știu dacă voia să frate la școală. Iertați-mă, dar nu mai știu cum se face cu ea. Se poate cânta la o chestie din asta. Își face asta și el numai capătă coxuri, pus în genunchi cu mâinile sus la perete de către educatoare, că nu mai suportă. Și în clasa aceea apare maestru Tudor Gheorghe și se uită la copii, la preocupări și întreabă pe doamna educatoare care vrea să investească într-unul dintre copii care e cel mai bun. Și imediat educatoarea îi prezintă care e cel mai bun copil. Dar el îl vede pe unul mai jugubăț în colț cu mâinile sus și le mai lasă jos și mai face ceva. Și se uită să vadă ce face. Și îl vede că își face fluierice, că fluieră. Și dintr-o dată vina copilului este ce? Apreciere. Este talent. Și îl ia Tudor Gheorghe și mulțumesc, ăla care a zis că e bun, ți-l las dumitale. Mie asta-mi trebuie. Și dintr-o dată vina acelui copil se schimbă în ceva genial. Sângele lui Hristos curs pe crucea Golgotei are rostul ca vina ta să fie schimbată în aprecieri dumnezeiești care niciodată nu vor trece. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care eu și voi trebuie să fim mântuiți. Această realitate mă obligă pe mine și pe voi să căutăm pacea împreună cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Sfințirea aceasta în Hristosul tău schimbă fundamental identitatea ta. Îți dă un alt certificat de naștere. Dragul meu om, revin cu această întrebare. Ți se va părea normal și în seara aceasta să-L refuzi pe Dumnezeu? Poate că da. Totuși,
Dacă mai încolo în una din zilele vieții tale, fie că o fie o seară sau o dimineață, o zi de bucurie sau una de necas, dacă o fi să te caute Duhul Sfânt și să-ți aducă aminte de întrebarea aceasta, nu te grăbi să zici și atunci nu. Pentru că eliberarea ta, sfințirea ta, nu este altcineva decât Hristos. În El, sfințit fiind, ți se schimbă credința, ți se schimbă vina și ți se schimbă certificatul de naștere. Și cine are o credință apreciată de Hristos și cine are o vină schimbată în aprecieri ale lui Iisus Hristos și cine are un certificat de naștere din care rezultă descendența directă din Dumnezeu, omul acela e fericit. Omul acela are bucurii de adevăratele și omul acela va trăi frumos pe pământ și indiferent la ce vârstă îl va prinde venirea lui Hristos sau dacă va fi în mormânt, omul acela va beneficia de binecuvântările și făgăduințele lui Dumnezeu. Să nu uiți un lucru. Omul acela poți să fii tu. Dumnezeu să-ți ajute. Și Dumnezeu să-mi ajute. Sfințirea ta este Iisus Hristos. Amin. Ascultăm o piesă muzicală. Dragii mei, cu această frumoasă cântare, popasul duhovnicesc al acestei seri s-a încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe.
Amin. În cât atârnă de mine, vă doresc o seară frumoasă în continuare. Dacă n-ați mâncat de cină, să aveți poftă bună. Dacă socotiți că sunteți un pic prea plinuți, săriți peste cina asta. Da. Vă aștept cu tot dragul pentru mâine seară, la ora 7, la prelegerea cu titlul Tu și sfârșitul lumii. Veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Dacă cineva își mai dorește vreo invitație să dea cuiva, pot să-l servesc cu plăcere. Dacă veți alege să petreceți seara de mâine într-un alt loc, Dumnezeu să fie cu voi acolo unde veți merge, să aveți binecuvântările Lui și să nu uitați, când vă va cerceta, să răspundeți cu da. Pentru seara aceasta, cu dragostea lui Dumnezeu, ne despărțim, iar când oboseala își va spune cuvântul, vă doresc tuturor să aveți noapte bună. Amin.